va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care de la Tatăl furce de ceea ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care le-a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Țineți copiii în brațe, pentru că s-au liniștit. Nu-i dezlăcați decât cum vă spun eu, da? Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește. Binecuvântat este Dumnezeu care vește ca plică în sănătăți și la cunoștință de adevărul să fie pe Doamne, acum și în pururea și în veci, veci. Domnului să ne rugăm. Acum și pururea și în veci, veci, veci. Cu pace, Domnului să ne rugăm. Pentru mine, Tror, pentru Sfântă Biserica noastră, cu ce cu credință, cu evlavie și cu Dumnezeu într-întrânsa. Pentru prea fericitul Părintele nostru, Tis Patriarh, Biserici Ortodox, pentru cinstita preoțime și cea Hristos diaconim, pentru tot clăr și popor, pentru mine credincios popor român de pretutind, pentru cârmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai sat, pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se sfințească apa aceasta cu puterea, cu lucrarea și cu pogorârea Sfântului Duh, să se trimite ca izbăvirii și binecuvântarea Iordanului, să fie vină peste apa aceasta lucrarea cea cu toate micmași de fire. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să ne luminăm noi luminarea cunoștinței și a bunei credințe prin venirea Sfântului, să arate apa cea izgonitoare de toată vântuarea vărmașilor și nevăzut, pentru ca vrednici să se facă de împărăția cea născăcioasă, acestea debutează întrânsa, pentru cei ce vin acum la Sfânta Luminare și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să facă ei împreună să dispărtași morți și învierii lui Hristos, Dumnezeul nostru, ca să se arate fie luminii și moștenitori de nicio bunătăți și să-și păzească haina botezului și locurile Duhului neîntinat, fără de pricană, la ziua cea înfricoșată lui Hristos Dumnezeu nostru, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să se facă loc apa aceasta baie nașterii de-a doua, spre iertarea păcatelor îmbrăcăminte de neîncăciune, ca să audă Dumnezeu glasul rugăciunii noastre și să fie izbăviți și noi din tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, apără-ne, mântuiește, miluiește-ne și ne păzește, Dumnezeule, cu darul Tău. Doamne, miluiește! Că prea Sfântă, curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioară Maria, toți Sfinții, pomenindu-o. Prea Sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să vă dăm. Ție, Doamne! Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile tale și niciun cuvânt nu-i de ajuns spre lauda minunilor tale. Amin! Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile tale și niciun cuvânt nu-i de ajuns spre lauda minunilor tale. Amin! Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile tale și niciun cuvânt nu-i de ajuns spre lauda minunilor tale. Amin! Pentru de bună voie toate rugându-le dintr-o neființă într-o ființă, cu puterea ta și făptura, cu purtarea de chin vesei lume, tu din patru stihia za făptura, patru vreme ai cu nacurgeran, de tine se cutremă toate timpul, deci pe tine te laudă soare. Pe tine te slăvește luna. Iisus, dar iubitorul de-o împărat, vină și-a cu bucurea să te duc și sfințește apa aceasta. Amin. Iisus, dar iubitorul de-o împărat, vină și-a cu bucurea să te duc și sfințește apa aceasta. Amin.
și dă-i harul izbăvirii. Binecuvântare, Doamne, fă pe dânsă Doamne, de scânsul diavolul pe de putere protivnice neatât, plin de putere îngerească, să fugă de la prizma și de la Doamne, că am chemat numele Tăi cel minunat, slăvit și micoșat pentru cei protivnici, să se zdrobească sub semnul chipului crucii Tale toate puterile cele potrivi. Amin. Să se zdrobească sub semnul chipului crucii Tale toate puterile cele potrivi. Amin. Să se zdrobească sub semnul chipului crucii Tale toate puterile cele potrivnice. Amin. Să se depărteze, Doamne, toate nocile cele văzute și ne-arătate. Să nu se ascundă în apa aceasta în cel întunecat. Rugămâne ții, Doamne, nici se coboare la acești bătea dubii clan care duce întunecare gândul tulburare cu gel, ci Tu, stăpânea toată, arată apa aceasta, apă de izbăvire, apă de sfințire, curățire trupului și dezlegările căpturilor, iertare păcatului, luminare sufletului, baie de a doua naștere, înnoire Duhului, har de fire, îmbrăcânte și căciune zor de ziua, că Tu, Doamne, ai zis, spălați-vă și vă curățiți, scoate-ți vitleșugurile din sufletele voastre. Tu ne-ai dorit nouă de sus, a doua naștere prin apă și prin Duh. Arată-te, Doamne, în apa aceasta și dă acestora ca